Puteți folosi linkul din descriere pentru a beneficia de reducere pe Instant Gaming la orice joc, indiferent de platformă. Sper să uitați la tot clipul ăsta și vă recomand, de fapt, să uitați la tot clipul ăsta, pentru că vreau să știu și părerea voastră. Și acum chiar vorbesc pe bune, oricine vede clipul ăsta, nu contează, nu contează câți vedeți clipul ăsta, vreau să văd și eu o părere de la voi. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip. Wow, cât e ceasul? 6:30 dimineața. Numai ce am ieșit de la lucru de jumătate de oră, nici de fapt mai puțin de jumătate de oră. Și uite că mă pun să filmez pentru YouTube, pentru canalul meu minunat de YouTube. Extraordinar. Cred că orice alt om normal, dacă lucrează de noapte și iese dimineața la 6, merge acasă și se culcă, că e obosit. Eu nu, eu vin acasă și filmez pentru YouTube. Minunat. Nu știu dacă o să fie lume care o să se uite la videoclipul ăsta, dar oricum îl fac și o să continui să postez. Pentru că în urmă cu un an de zile, mai exact în 21 aprilie 2022, când am început canalul ăsta de YouTube, am zis, gata frate, ăsta e canalul de YouTube pe care o să-l cresc și cu care o să sparg gheața. Pentru că de-a lungul timpului am avut foarte, foarte multe încercări. Am avut destul de multe canale de YouTube care, din păcate, au murit. Și nu mai aveam nicio șansă să le resuscitez pentru că erau efectiv moarte. Pur și simplu lipsa activității pe canal, am urmărit canalele de YouTube. Am mai avut cu una dintre ele ceva încercări la un moment dat, dar n-au ieșit nicicum. În anul ăsta de zile, bine, de fapt sunt mai mult de un an de zile, am avut, să zic așa, o perioadă relativ bună. Adică dacă nu uit la cifre, cam stau și bine și prost. Pentru că am deja aproape 60 ceva de videoclipuri încărcate pe canal. Plus live-urile. E un număr destul de mare într-un an de zile. Și numărul abonaților e de 76 de abonați momentan. Și eu sunt conștient de chestia că un canal de YouTube nu se crește într-un an de zile. Sau nu se crește peste noapte, dar având în vedere că am început canalul ăsta acum un an de zile, ar fi trebuit, cred că, să ajung mult mai sus. E bine, n-am ajuns mult mai sus pentru că, de exemplu, am avut două perioade în care am fost efectiv inactiv. Probabil că am făcut și anumite greșeli în ceea ce ține de conținutul pe care l-am postat. Canalul meu e bazat cam în proporție de 70-80% pe gaming. Deci nu mă jocuri. Într-adevăr, nu mă joc jocuri care apar în noi. Mă rog, au apărut peste noapte sau ieri, alte, au apărut și toată lumea să joacă și mare hype-ul. Mai mult caut să mă joc jocuri pe care nu le-am jucat, pe care n-am auzit niciodată. În rest, videoclipurile pe care le postez sunt idei care îmi vin așa. Și stau un pic, mă gândesc la ele și dacă văd că pot să fac ceva din clipul ăla sau pot să fac ceva din ideea aia, atunci filmez clipul și o pun pe net. Dar mă rog, hai să trec direct la subiect pentru că am vorbit prea mult deja. Și clipul ăsta fac legat de YouTube. Legat de canalul de YouTube, legat de YouTube în general. Evident că despre chestia asta cred că ar trebui să facă videoclip ăștia care au sute de mii de abonați sau măcar zeci de mii de abonați, nu cineva care are 7-6 de abonați. Mi se pare foarte greu să-ți crești canalul de YouTube. Foarte, foarte, foarte greu. Cel puțin la noi în România. Pentru că canalul meu de YouTube e în limba română. E destinat publicului din România. Și problema e că nu prea ai unde în România, cel puțin, nu prea ai unde să-ți promovezi canalul de YouTube. Da, știu. O să săriți acum, dacă vă uitați cine o să se uite la clip, probabil până în punctul ăsta o să zică, păi da, boss, dar ai Facebook, ai Instagram, ai TikTok, ai nu știu ce, ai nu știu cum. Da, într-adevăr, ai Facebook, ai Instagram, ai TikTok. Dar pe Facebook, de exemplu, sunt înscris în, cred că 5-6 grupuri din ăștia de YouTuber români, de creatori de conținut români, unde dacă îmi postez un clip sau canalul, în cel mai bun caz, cineva o să-mi comenteze cu up, acel up sec, știți, up-ul ăla, știi, când scrii în comentarii up, atât. În rest, nicio reacție, nimic. Pot să cer eu feedback și pot să fiu, să vorbesc cât de diplomat și cât de frumos pot, că absolut nimeni nu e curios.
Și numai că nu-i curios, dar efectiv sunt niște grupuri unde nu există activitate. Adică oamenii pur și simplu nu te înscrii în grup, îți postezi videoclipurile, îți postezi canalul, cer feedback, cere alea, bla bla bla, și nu se întâmplă absolut nimic pentru că nimeni nu ți le dă. Și încă o chestie legat de grupurile de Facebook române și nu numai de grupuri, sub for sub, evitați sub for sub pentru că nu e ok, nu e o creștere organică, căutați tot timpul să vă creșteți canalul organic, pentru că sub for sub e cumva numai pentru plăcerea inimii, cred că, e numai să vezi că nu ai, să vezi că ai și tu mai mulți abonați, mai ai 70 de abonați sau eu știu câți ai, frumos acolo mare, știi, să te poți lăuda, dar pentru viitor și pentru creșterea canalului nu aduce nimic bun și poate, nu știu, câteva vizualizări în plus nu o să faceți nimic pentru că ăla e sub for sub, tu te abonezi, el se abonează sau ea se abonează la tine și aia a fost. Mai departe nu există interes nici de o parte, nici de alta să vă urmăriți, nu știu, să aduceți views la canalele voastre de YouTube. Până la urmă, asta ar trebui să semne sub for sub. Să ne abonăm unul la celălalt și să ne uităm la videoclipurile pe care le facem și să ne dăm păreri, nu să, să dăm feedback. Da, din păcate chestia asta nu se întâmplă. E numai un sub for sub și atât. Tu te abonezi, eu mă abonez și la revedere. Asta e sub for sub, din păcate. La fel și pe Discord. Am văzut câteva, nu știu, cred că două servere, unde tot așa, mare hype, vai, hai, promovează-ți conținutul, promovează-ți canalul, promovează-te pe tine și la fel, îți postezi acolo linkul și nimeni nu dă nici măcar o reacție, nici măcar o tempiz de mătii. Când distribui videoclipurile și pe profilul personal, da, e adevărat, și uneori primesc reacții, uneori nu. Oamenii, unele videoclipuri le bagă în seamă, altele nu le bagă în seamă. Și cumva îi înțeleg pentru că lista mea de prieteni, să zic așa, de pe Facebook, însă marea majoritate dintre ei sunt adulți în sensul că peste 30 de ani sau pur și simplu nu îi interesează conținutul pe care îl postez. Îi interesează un alt tip de conținut, poate sau habar n-am. Și la fel și cu TikTok-ul. Toată lumea are TikTok. Exact cum a fost cu Facebook-ul acum 10 ani zile, n-ai Facebook, nu există, așa e și astăzi cu TikTok-ul, n-ai TikTok, nu există. Și pe TikTok degeaba încerc să îmi promovez conținutul, pentru că în România, din păcate, în 80% din cazuri, 80-90% din cazuri, dacă nu ești cocalar, dacă n-ai pus manele sau n-ai lans din ăla de 70 de kilograme la gât, în păcate nu te bagă nimeni în seamă. Sau foarte puțin te bagă în seamă și credeți-mă că am încercat. Și unele TikTok-uri pe care le-am făcut ca să-mi promovez canalul au fost efectiv lucrate, adică gen m-am chinuit să le fac ca să iasă ok, să atragă lumea și n-am câștigat nimic pe canalul de YouTube, pentru că mă interesează să-mi cresc canalul de YouTube. Adică eu, de exemplu, caut de fiecare dată feedback și nu vreau feedback de la prieteni, de exemplu, pentru că știu că prietenii, oamenii care îmi sunt aproape, cu care vorbesc la nivel de zi, știu că o să-mi dea feedback și dacă nu pozitiv neapărat, dar cumva o să-l înfrumusețeze ca să nu mă supăr. Și chestia asta nu vreau. Vreau să evit chestia asta, vreau feedback de la cineva care nu mă cunoaște, care nu mi-e prieten, care pur și simplu intră pe canal sau se uită la un videoclip pe care îl postez și îmi dă un feedback. Bă, boss, uite, n-ar trebui să faci așa, ar trebui să faci așa. Sau încearcă să faci așa, sau să-mi dea un mesaj, sau abar n-am, nu știu, caut tot timpul feedback extern, ca să zic așa, de la oameni pe care nu-i cunosc. Și chestia asta pe YouTube-ul românesc e foarte greu de realizat, sau mă rog, e foarte greu să obții un feedback de la cineva pe care nu-l cunoști. Pentru că nu există nimeni care să dea un feedback. De exemplu, acum, recent, am găsit un grup pe Facebook pentru creatori de conținut, care are 300 și ceva de mii de oameni. Din păcate, nu e un grup românesc, nu e un grup făcut de români. Am văzut câțiva români pe acolo, ceea ce mă bucură. Partea nașpa e că se vorbește în engleză. Nu pentru mine, că eu înțeleg. Dar ideea e că dacă îți postezi, de exemplu, canalul și îți pui o descriere, descrie un pic ce vrei și n-am văzut o postare pe grupul ăsta unde oamenii să nu fi venit și să fi dat un feedback și să fi zis, bă, asta ar trebui să faci, asta nu e ok, n-ai numere bune, n-ai nu știu ce, lucrează la thumbnail-uri,
încearcă să faci ceva cu calitatea, încearcă să faci ceva cu nu știu ce, nu știu cum, bla 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 bla. Și chestia asta mi se pare foarte tare și chestia asta lipsește. În România lipsește, din păcate, chestia asta. Nu am pretenția de la youtuberii mari să vină și să zică, bă, Andrei, ce faci, că nu faci bine. Nu poți să-ți crești canalul după o zi pe alta. Durează. Și o să am răbdarea necesară pentru că vreau să sparg gheața. Pentru că de când am dat de primul youtuber român, cred că era Mikey H ăla, am zis, mamă, și eu vreau să fac chestia asta. Și asta e acum de foarte mult timp. Eram mic, nu știu câți ani aveam. Știu că era doza de H aia veche. Și mi se părea șmecher, mi se părea interesant și voiam și eu să fiu ca Mikey H. După aia am dat de alți youtuberi, de alți creatori de conținut și am zis, ok, asta vreau și eu să fac, asta vreau să încerc să fac. Și am tot încercat, n-am reușit. De uite că de data asta nu o să mă las și o să reușesc, o să sparg gheața. O să ajung acolo unde îmi doresc eu să ajung. Sper să mă uit în viitor la clipul ăsta și să zic, uite, fraiere, că ai reușit, fraiere. Așa că am un mesaj pentru toți cei care ați început un canal de YouTube, indiferent pe ce nișă, indiferent pe ce faceți voi pe canalul de YouTube, nu vă dați bătuți, încercați din răsputeri și ar trebui noi ăștia mai mici să ne ajutăm. Să ne ajutăm reciproc, pentru că asta e un lucru foarte important. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă da, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share. Și vă aștept și pe canalul de Discord. Aveți link în descriere. Toate link-urile sociale le aveți în descriere. Absolut tot ce vă interesează aveți în descriere. Puteți să-mi lăsați întrebări în comentarii și părerea voastră legat de subiectul ăsta. Ne vedem data viitoare, să aveți o seară, o zi, o săptămână, un weekend, nu știu când postez clipul ăsta, dar nu contează, să aveți o zi extraordinară, să fiți extraordinari. V-am salutat! Pa!